Ediția 2016 a deja tradiționalei competiții Maratonul Nisipului va avea loc duminică de la ora 10 în stațiunea Mamaia, iar succesul pare garantat. Organizatorii așteaptă mai mult de 730 de participanți, peste 100 la cea mai grea dintre probe și promit premii atractive, reușind să adune un fond de premiere de peste 26.000 de lei. Potrivit acestora, Maratonul Nisipului cuprinde atât probe competitive pe distanțe de 42-21, respectiv 10 km, cât și crossul Family Run de 1 km, care are menirea de a aduce mai aproape de sport atât pe părinți, cât mai ales pe copiii acestora. Sponsorii competiției au pregătit premii valoare totală de 26.600 de lei, 22 pentru categoria Open, 118 pentru cele 6 categorii de vârstă și premiul suplimentar pentru doborârea recordului cursei la proba de maraton, care a fost stabilit la a doua ediție de Zomiu Florin, 2 ore 45 de minute și 46 de secunde la masculin, și de Ciortan Nicoleta, de 3 ore 24 de minute și 37 de secunde la feminin. În același timp vor fi premiate și primele 5 familii clasate la crossul Family Run. Avem înscriși reprezentanți din 7 țări: România, Republica Moldova, Statele Unite, Italia, Olanda, Grecia și, o surpriză, Republica Dominicană. Ne surprinde participarea masivă, aș spune, a alergătorilor din Republica Moldova. Dacă anul trecut am avut 4 alergători, iată că anul acesta există un grup de peste 30 de persoane. Ne bucură, ne surprinde și ne bucură. Am încheiat un parteneriat cu asociația din Republica Moldova. Ei organizează maratonul Chișinăului. Vom merge și noi pe 17 aprilie acolo. Valoarea premiilor față de anul trecut este în creștere. 26.600 RON premii în bani, 22 de premii la categoria Open, 118 premii la cele 6 categorii de vârstă, 500 de RON premiu pentru doborârea recordurilor de anul trecut, în cazul în care se va realiza și anul acesta, anul trecut s-a întâmplat. Cronometrajul va fi realizat cu chip electronic de către o firmă specializată. De asemenea, la această ediție, participanții vor alerga pentru o cauză nobilă, și anume scăderea ratei mortalității infantile neonatale, care a atins cote alarmante în Constanța, de 3 ori mai mare decât media europeană. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate pentru reconstrucția și modernizarea secției de terapie intensivă nou-născuți și a compartimentului de prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Constanța. Prin proiectul social Dăruiește Primul Zâmbet, inițiat de Asociația Dăruiește Aripi.